aceștia, m-am bazat foarte mult pe încredere când am luat un credit și a zis, pentru noi este o plăcere primarul să iau credit de la noi, o să fie pentru noi un așa. După vreo 2 ani de zile am aflat că n-am plătit nicio rată. Și a zis, domnule, dar ai zis că păi, domnule, asta e banca și să faci asta, sunt reguli, ce faci? Odată când era o zi de liberă ceva și nu puteai să trebuia să plătești la ziua respectivă, la ora respectivă, pur și simplu nu s-a putut plăti rata și am intrat acolo, am venit acasă, înștiințări, s-a speriat nevastă, mi-au zis, auleu, ce ai făcut? Mi-a scris acolo o grămadă de clauze, așa, cu termene, viață, așa, foarte... Și am întrebat și atunci ce s-a întâmplat, că... Păi n-ați plătit, pe zic, hai să plătesc un pic, o zi înainte, două, trei, când poate să previn. Și a zis, nu se poate. La ora D, în ziua D. Păi în ziua D, la ora D, a fost o zi liberă și nu s-a putut. De ce trimiteți lucruri de astea ca să, zic, speriați spânatul? Foarte rău, adică creează un impact negativ și creează o stare de disconfort și intri într-o grămadă de probleme și de întrebări și de neclarități și atunci stai și te... și eu cred că foarte mulți oameni sau persoane fizice sau pur și simplu oameni cred că au această interpretare și normal că privesc cu neîncredere banca, primesc, încep să fie întrebări, de fapt banca asta a vrut să, de fapt, deci lucruri de astea care cred că sunt și, să fie de faptul că acum am venit ca persoană fizică, acum ca primar. Cred că e o treabă bună că ați făcut lucrul acesta și cred că ar fi bine de făcut și cât mai multe asemenea prezentări sau întâlniri, pur și simplu, la ce știu, a inventaria, unde sunt mulți clienți, unde sunt situații de genul ăsta pe categorii, ca număr de persoane fizice sau juridice și acest lucru cred că pot să fie apreciate și accesate din punctul de vedere de foarte mulți care sunt într-o situație de genul ăsta și vă felicit că ați avut această idee și faptul că prima dată când am venit solicitarea de la banca, a zis ce să facă banca la primărie, banca are treabă și banca e dator, trebuie să plătească rate, credite. Și am înțeles după aceea despre ce este vorba și am zis în regulă, ar fi foarte bine și ar fi foarte interesantă povestea asta.